dimineața tuturor! Astăzi este 12 decembrie, este ora 8:30 dimineața. La 9:45 noi trebuie să ieșim din casă, să mergem în oraș. Acum îmi fac machiajul, am folosit acest fond de ten de la Pupa, care este cea mai oribilă stare a lui, cred. Iar acum voi folosi acest concealer. Deci planurile pentru ziua de astăzi sunt foarte simple. Trebuie să merg în oraș să las cheile de la locul de muncă precedent, pentru că am mai lucrat undeva înainte de acest job la care urmează să plec acum la interviu, după care trebuie să cumpăr un spray termic, un spray termic de păr, pentru că acum o săptămână, două am fost la frizer și mi-a spus că am un păr foarte uscat și poate fi din cauza că folosesc uscătorul de păr foarte des și îl folosesc foarte des și placa pe vârfuri. Iar după toate astea vom merge la interviu. Interviul este la ora 1, deci avem timp până atunci. Dat fiind faptul că e decembrie, mulți dintre voi mi-ați scris că vreți neapărat să fac vlogmas, să fac episoade în fiecare zi cum am făcut eu odată. Bă, aș fi de acord doar în momentul în care aș avea mai mult timp. Acum, dacă voi avea din nou un loc de muncă, nu prea știu dacă o să am timp atât de mult să filmez. Cu toate acestea, am decis să fac un vlog înainte de Crăciun, Revelion și m-am gândit să filmez mai multe zile din viața mea, adică mai bine aș face un vlog mai lung și mai funny decât, nu știu, mai plin cu evenimente, decât doar un vlog simplu fiecare zi care va fi plictisitor, în care nu voi ști ce să arăt, pentru că am stat doar acasă și nu prea am ieșit din casă și, you know. Așa că mai bine aleg să fac acest tip de vloguri. Dacă vă plac și vouă, dați un like sau scrieți în jos în comentarii. Și ăsta este make-up-ul meu. Urma să fac și conturul buzelor, dar mă rog. Deci sora mea a adus-o ieri pe Lily la noi, în sfârșit. Hello! Acum urmează să-mi aleg un outfit. De fapt știu ce să port, cred, doar că nu știu ce geacă să-mi iau deasupra. Și o să, bineînțeles, o să vă arăt și vouă. Așa arăt eu acum. Ok, m-am pregătit, asta este outfit-ul, o să vă-l arăt în curând. Mi-am făcut și părul puțin așa mai buclat să aibă volum. Asta este geanta mea, deci uitați-vă, astăzi nu am aproape nimic important să-mi iau cu mine în oraș pentru a merge cu această geantă. Dar eu mereu am depus ceva în geantă și mereu îmi iau geanta asta mare pentru că este atât de comodă. Are multe compartimente, buzunare și când am nevoie ceva repede să pun în ea, pun foarte repede, nu că n-am de gen. În ultimul moment m-am decis să-mi iau această geantă albă. Pentru că o să-mi pun pe urechi căștile alea albe și am nevoie de ceva alb. Așa arată rochia de-a întregul. Mă pun deja bradul. Și am ajuns exact unde ne trebuie, oameni buni. Ok, am luat ce îmi trebuia, o să vă arăt acasă, deja holul, pentru că am mai luat ceva pe lângă spray-ul ăla care avem nevoie. Și acum mergem spre altă locație, spre locul de muncă unde am lucrat eu, să duc cheile. Și mereu încerc să merg pe străzi unde nu prea sunt oameni și oricum sunt oameni. Și nu înțeleg de ce îmi pasă atât de mult. Cineva face balet. Nu înțeleg de ce am pasat atât de mult oamenii se uită la mine atunci când filmez. Oricum asta va trebui să fac toată viața dacă o să-mi placă. Am ajuns. Intrăm. By the way, fac bradul aici. Acum vă arăt. Aici sunt în centrul capitalei și ei deja pun bradul. Ui! Ce frumos! Deci ca să vă fie clar de ce m-am concediat eu de la lucrul ăla și mă bucur foarte mult că am făcut-o, este pentru că, oh my god, a venit alt director și efectiv, bă, un sfat de la mine, atunci când munciți, da, undeva și munca voastră nu este apreciată total, gen la, nu că la justa valoare, dar doar apreciată ca lucrător. Pentru că eu consider că fiind director, totuși trebuie să ai un pic de educație sau un pic de respect pentru oamenii care lucrează pentru tine, pentru companie. Mi-a înghețat mâinile de nu mai pot, sincer. Acum și o să plec într-un magazin. Ce am vrut să vă spun mai departe, că și-am uitat ideea mea. Ideea este că dacă lucrați într-o companie și per general, să spunem așa, șeful sau directorul companiei nu vă apreciază și din contră vă dă mult mai mult de lucru, doar că nu vă motivează ca să lucrați pentru, să spunem, acel volum de lucru, atunci plecați, pur și simplu. Chiar dacă nu aveți altă opțiune la momentul ăla sau
nu știu, încercați să căutați din timp, dacă ați observat ceva ce nu vă place la locul ăla de muncă, pentru că poți să regretați mai târziu. Eu cred în chestia asta că, oricum, dacă renunți la ceva, universul îți pregătește ceva mai bun. Așa că eu cred că ceva mai bun urmează pentru mine. Nu știu de ce sunt așa de motivată, dar mă bucur. Bă, am atât de înghețate îmi sunt mâinile. Am fost pentru a mânca ceva, pentru că mi-era foame de dimineață, nu mă simțeam prea bine. Și acum mergem la interviu. Deja văd locul unde trebuie să plec. Sunt foarte aproape și deja e și ora. Sper că tot să meargă bine, pentru că nu am de gând să am emoții sau ceva de genul. Te urați un succes! Nu pot să cred că am venit acum acasă și o zi întreagă am supraviețuit fără să ascult muzică și fără căștile mele, bă. Și uitați cum le-am găsit eu acasă. Așa. Aici erau, bă. Aici. Eu credeam că le-am luat cu mine. În sfârșit sunt acasă. M-am și îmbrăcat. Parcam un corn aici. Corpul meu a spus că nu mai vrea nicăieri. Pentru că, bă, astăzi m-am simțit foarte rău. Oribil, efectiv. M-am dus în transport public. Am stat în picioare. Atât că m-am dus în oraș, cât și am venit din oraș. Am spus că nu mă mai duc niciodată, urăsc transporturile publice până la ultimul... Nu știu ce oameni romantizează transporturile publice, dacă e pentru câteva minute acolo, da. Dacă e pentru o oră, nu, mersi, sau mai mult de o oră. Acum o să mănânc ceea ce mi-am luat astăzi, pentru că nu am reușit să mănânc deloc. Bă, parcă mă simt în America, cum toți aia cu sosuri și așa mai departe, tiktokeri ăștia, când postează. Asta a fost... Asta tot. A fost pisica de afară. Tu ce vrei? Oh, gâchi mei! Da. Dumnezeule. Ce ce nu înțeleg gustul la cartofii ăștia de la Andy's anume. Bă, oriunde m-aș duce, în fiecare restaurant Andy's, mereu o să iau cartofi. Nu știu de ce, dar îmi plac foarte mult. Gen... N-ai cum. Bă, nu știu dacă se vede după fața mea că am adormit un pic. E ora 7, cred. Nu mi-am amintit sigur. Anyways, acum o să vă arăt ce m-am cumpărat astăzi. Deci o să încep cu acest fond de ten. Foarte micuț, foarte drăguț. Nu știu, mi-a plăcut mie foarte mult cum se simte pe mână, pentru că l-am probat în magazin, nu am putut să filmez chestia aia. Eram ocupată. Și miroase foarte bine. O să-l încerc pe piele când o să mă machiez deja următoarea dată și o să vă arăt și vouă cum funcționează, pentru că nu l-am încercat, v-am spus, doar pe mână. Și mi-am mai luat așa, stați puțin să scot prețul, pentru că nu vreau să vă arăt cât am dat pe toate chestiile astea. E un spray, văd că este chiar marca sau brandul Cosmetic Shop, pentru cei ce sunt din Moldova știu. La noi se vinde gen în Cosmetic Shop, anyways, n-am nimic să explic. Am luat un spray cu protecție termică pentru părul meu, pentru că înainte să folosesc ceva, nu știu, ori uscătorul de păr, ori chestia aia cu care îți îndrepti părul, cum se numește, placă, folosesc. Și miroase exact, bă, deci miroase exact ca acest fond de ten. Și cum se simte? Hello? Oh my god. Oh, nu, bă, miroase de fapt mult mai bine. El se folosește și pe părul umed și pe părul uscat, așa că o să încerc, cred că, pe ambele când o să fac ceva cu părul, pentru că nu vreau să-l ard și vreau să fie ok. Bă, sunt atât de obosită, serios, după ziua de astăzi. Parcă pare că nu am făcut multe chestii, dar nu prea am filmat chestiile pe care le-am făcut. O să mă duc și o să beau un ceai. Bună dimineața, oameni buni! De fapt, e aproape amiază, este ora 11.45, aproape. Astăzi este joi, 14 decembrie. Băi, deja e 14 decembrie, oh my god. Da, așa arăt eu de dimineață. Care sunt planurile noastre pentru astăzi? Să facem curat în această cameră, pentru că este un dezastru. După, bă, idee n-am, sincer. Poate să fac niște amenajări de Crăciun în camera mea, pentru că nu se simte
deloc atmosfera de Crăciun și mă gândesc să pun ceva totuși. Și mai departe nu știu, pentru că nu am plănuit absolut nimic, bă, pentru vlogul ăsta. Nu am plănuit zilele, cum să meargă, ce să fac în acele zile și așa mai departe. Haideți să facem rutina de dimineață, ne alegem un outfit, ceva și să începem să facem curat aici. Let's go! Give a damn about a hater when I feel like it. Deci observa cât de mult mi-a crescut bretonul. Eu m-am îmbrăcat, acum și să vă arăt ce outfit am. Sunt acasă, îmi place să mă îmbrac la fel, în ceva care să mă facă să mă simt ca o prințesă, în ceva care să mă facă să vreau să fac ceva în viața asta. Așa m-am îmbrăcat. Bă, așa de tare îmi plac ciupicii ăștia pe care i-am cumpărat. Le-am luat de la Global Store, by the way, aici în Moldova. Dacă o să vreți să vă cumpărați și voi, atunci ce e coața asta, bă? Acum că am terminat să mă aranjez, haideți să vă arăt before tot ce se întâmplă acum în cameră și după asta să facem un after. Patul meu, după cum bine observați, acolo sunt niște două hanorace. Apoi avem aici partea asta. Bă, vă arăt realitatea așa cum este. Uitați ce murdar este. Foarfece, sticlă cu apă, ce doriți voi. Aici sunt gențile mele, un pachet cu haine de la sormea, acolo un pachet, după cum observați, cosmetică, o din asta de, de ce e aici, geanta jos și aici sunt niște, mă rog, chestii. Prima dată cu ce o să încep, bineînțeles, o să fie cu patul, pentru că o să schimbăm aceste ceașafuri. Să mă duc să-mi iau altele noi, un set nou, ceva. That's how I know you fake, bitch. That's how I know you fake, get it straight. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please. I'm trying to get. Așa arată patul meu, așa de tare îmi place acest set. Și acum o să pun această pătură deasupra. By the way, am găsit niște chestii care poate o să le folosesc la decorul de Crăciun aici în cameră. Nu știu până când unde o să le pun pe toate și cum o să le aranjez, dar o să vedem pe parcurs ce o să fac. Vine și Lily la noi. Da, Lily. Am luat o pauză și am scos toate hainele de pe rafturi să le aranjez, să aleg din ele care le port, care nu le port. Deci acum mi-am aranjat toate hainele și acolo jos am decis să pun perechile de pantofi care nu încăpeau aici. Jos am haine de vară, să le pun în acest pachet. Până o să aranjez eu toate chestiile alea acolo, o să pun telefonul la încărcat, dar haideți să facem un before. Deci partea asta, uitați-vă, așa arată before și de asemenea uitați-vă jos la deja toate chestiile astea pe care urmează să le pun acolo. Așa arată before și o să vedeți after. Ta-da! Și așa arată rezultatul final. Arată perfect, dacă mă întrebați pe mine. Acum o să trecem la sertarul ăla de jos. Nu vreau să-l deschid, că știu că acolo e ceva ce nu trebuie să vedeți. Și o să pun toată cosmetica asta, inclusiv și de pe geam, pentru că mai am unele chestii pe geam. Uitați-vă câte lucruri au încăput aici, chiar dacă nu am foarte multă cosmetică. Astea sunt cam goale, dacă observați, dar uitați-vă câte din astea truse de cosmetică am, din cele pufoase, dar din păcate mai sunt chestii care erau aici și nu știu unde să le pun acum și mă gândesc că sunt cutii. Da, acolo pisica mea a căzut cu tot cu scaunul. Bă, am obosit. Am dat cu... ce e asta? Am dat cu aspiratorul, am terminat efectiv tot să fac ce am de făcut și am făcut și un mic decor acolo la geam, acum și să vă arăt să vedeți, pentru că am nevoie de Christmas atmosferă aici în cameră. Am pus acest ursuleț și am pus o căciuliță din asta de Moș Crăciun, niște globuri. Am pus aici pe geam așa fel de șarf sau material din asta roșu cu alb, pentru că asta se asociază pentru mine ca Christmas vibes și așa mai departe. Și aici am fost puțin creativ. Mi-am pus această căciuliță din care ca și cum curge sau ies globuri de Crăciun, ca și cum ursulețul ăsta a scăpat această căciuliță și, anyways, e o întreagă istorioară. Și așa arată întreaga cameră.
masa, patul, rafturile astea până și în dulap e curat, după cum am spus. Oglinda deja și partea asta de cameră. Deci totul la locul lui. Mult time waste. Am vrut să fiu mult timp mai târziu. Asta este camera. Am uitat, am vrut să cânt o melodie, anyways. Trebuie să merg acum să mă văd cu ai mei sau o să mai stau pe laptop sau o să planific în general, pentru că m-am lăsat de planificare și trebuie neapărat să fac un plan pentru Instagram și pentru YouTube. Bă, mă gândeam să filmez și un videoclip de Revelion, pentru că mi-a plăcut foarte mult cel de anul trecut. Dacă vă aduceți aminte, puteți să-l vedeți pe canalul meu, dar aș vrea foarte mult să mai filmez unul, la fel de Revelion, cu ai mei. Și ce facem noi, mă rog, de Revelion, pentru că, nu știu, bă, e vesel și sunt amintiri frumoase după asta. Așa că mă gândesc că o să filmez chiar atunci când o să facem cumpărăturile, o să, nu știu, facem mâncare sau alte chestii. Mă duc să planific sau, mă rog, să mă mai relaxez, pentru că astăzi am filmat destul. Hello there! Bună seara, oameni buni! Astăzi este ultima zi din acest episod, de luni, 18 decembrie. După cum observați, mi-am spălat părul și m-am gândit că în această treia zi, bă, m-am gândit atât de mult ce să filmez, ce să vă mai arăt, pentru că totul e atât de obișnuit și atât de plictisitor. De ce să vă arăt rutina mea de seară, să nu pun în alt videoclip? Mă rog, așa, per general, ce fac eu seara. Am eu aici niște măști pe care nu prea le folosesc foarte des, dar astăzi este o ocazie specială pentru că filmez acest videoclip, așa că o să facem o mască din asta, din orez. Nu am agrafe speciale pentru păr, mi-am comandat deja, dar o să vină mai încolo, așa că o să folosim aceste agrafe să-mi iau bretonul din față ca să pot aplica masca. Uitați-vă cum arată. Nu am oglindă, așa că o să o aplic cu voi pe cameră. Nu știu să nu e chiar atât de confortabil să vorbește, dar eu oricum o să fac, pentru că nu vreau să pierd timpul în zadar. Cred că o să o țin în jur de 15 minute, ceva de genul. Acum vreau să vorbim despre produsele pentru păr, pentru că recent am descoperit și eu ceva chestii noi, așa că o să vă arăt acum. Acum ceva timp am descoperit o problemă foarte gravă, pentru mine cel puțin, cu scalpul meu. Am aflat că scalpul este foarte sensibil la anumite produse, gen dacă îmi schimb foarte des șamponul sau rutina de îngrijire a părului, atunci acesta minim, sau hai să spunem mai bine maximum, pentru că mai des nu s-a întâmplat, dar maximum o dată pe an, acesta face mătreață, bă. Chestia asta pe mine m-a trigerit, să-i spun așa, foarte mult, pentru că eu urăsc nu neapărat bolile, dar condițiile legate de piele și mai ales mătreață. Dacă văd ceva în părul meu, efectiv încep să mă panichez și să nu înțeleg ce să fac, cât mai repede să rezolv acea problemă. Și aflând de condiția asta, am aflat că există și tratament care poți să-l faci și preventiv. Am aflat recent de acest produs pe care l-am postat și pe pagina mea de Instagram. Cred că este o firmă franceză, dacă nu mă greșesc. Puteți să faceți și screen ca să-l aveți și voi. Este un tratament pe care îl faci aproximativ, cred că în jur de 2 luni, dacă nu mă greșesc. Probabil vă întrebați de ce vorbesc de această problemă acum, pentru că mă gândesc că fiecare dintre noi s-a confruntat cu această problemă măcar o dată în viața lui. Și de asemenea, astăzi, când o să-mi usuc părul, o să facem review la mult așteptatul spray pentru protecție termică. Bine, a trecut ceva timp, așa că o să-mi scot masca. Oh my god, mă simt atât de fresh. Acum o să-mi scot asta din păr. Și primul lucru ce vreau să fac cu părul meu este pur și simplu să-l pieptăn. Acum, după ce l-am pieptănat, ca să-l usuc pentru prima dată, vom avea nevoie doar de un uscător de păr din ăsta simplu, cu care să-mi usuc mai mult partea asta de la rădăcină. O să folosim spray-ul ăsta, bineînțeles, pe care l-am cumpărat. O să-l shake-uim așa, bine, bine, bine. Și după cum observați, am uscat părul aproape total. E destul de pufos pentru că l-am uscat așa repejor. Acum vom folosi acest tip de perie ca să îmi îndrept părul și să-l usuc mai bine. Da, da, așa arată părul meu. Bă, cred că spray-ul ăla funcționează oarecum pentru că părul meu e și mai moale și nu e atât de uscat. Îmi place foarte mult că e atât de
luminos și atât de moale se simte. Acum, că e seară și dat fiind faptul că eu nu mi-am plănuit nimic săptămâna asta, nu știu ce să fac, vreau să plănuiesc, pentru că nu am făcut chestia asta de foarte mult timp și nu vreau să-mi plănuiesc doar pentru YouTube, dar și pentru Instagram, ce videoclipuri să mai fac, să mai postez, pentru că vine Crăciunul, bă, vine anul nou și trebuie să postez ceva de anul nou. Așa că, let's go! Da, revenind peste câteva minute, am scris aici niște idei, sunt foarte puține, bă, pentru că mi este foarte greu să mă gândesc acum la ceva idei de content, să fiu sinceră. Și ca să nu mai întind vorba pentru acest episod, cred că o să-l închei aici, pentru că urmează doar să-mi aplic o cremă hidratantă pentru seară, pentru noapte și după care revin aici în pătuc. Bă, Lily a făcut toată chestia asta, bă, uitați ce a făcut pisica mea. Efectiv, uitați-vă la ceașaful ăsta. Gen, ei este foarte greu să urce pe chestii pentru că are probleme cu un picior. Și uitați ce mi-a făcut cu ghearele pe ceșaful ăsta, bă! Revenind, o să îmi aplic crema după care o să vin aici în pat și o să mai stau eu pe YouTube sau o să mă gândesc pe mâine ce să mai fac. A fost un episod din ăsta așa chill, ca să înțelegeți cum merg zilele mele acum, fără facultate, fără nimic pe cap. Dacă vă plac astfel de episoade simple, atunci dați un mare like sau scrieți jos în comentarii. Cu voi a fost Corina și noi ne revedem data viitoare cu un alt episod. Sper că o să fie ultimul din anul ăsta și primul din 2024. Pa, pa!